Ăștia se văd... A jucat Steaua? Cine? Steaua? Așa am văzut la televizor. Care Steaua? Steaua Rapid. Steaua Sus Răsare sau care Steaua? Păi nu știu, vă întreb. Aia e Steaua? Din punct de vedere juridic, să zicem că da, nu? Pentru că au câștigat niște lucruri în instanță, total absurde unele. Spune tu mie, cu palmare sociologic are. Are Steaua de acolo până în, nu știu cât, 89. Și 3 ani lipsesc. Și după 3 ani lipsesc. Apar poze pe ecrane. Să știți că a luat Victor Pițurcă titlul atunci în anii aia care cine? Lipsesc. Victor Pițurcă. Aha, stai o secundă că ajungi la mea, Victor. Fii atât. Și apar poze când au luat titlul, nu? Da. Inclusiv Adi Popa și alții, ca, cu emblema stelei în piept. Marius Lăcătuș, președinte, îl întreabă într-o emisiune, spune pe Marius, săracul are un băiat super ok și în regulă, și nu mai zic ce fotbalist a fost, și zice, a, am fost și eu președinte puțin acolo, dar nu se ținea cont. Mai fost sau n-ai fost? Bun. Sunt poze. Există filmări cu meciuri respective? Cum tu, instanță, poți să spui că n-au existat? Explică și mie. Și care cum au jucat de cupele europene cu emblema stelei în piept? Societății lui Viorel Păunescu, 98-2003. Ok. Și unde, cui au transferat-o? Domnul Viorel Păunescu, cui a dat AFC-ul, UFC-ul, UJFC-ul, cum eu zice? Asociația aceea sportivă. Cui a vândut-o? Deci, domnul Anghel, aseară a jucat Steaua sau nu? Din punctul meu de vedere, nu. Ok. Pentru adică că, din punctul meu de vedere, o să zic că lumea, sunt convins, sunt da, nu e problemă, că aici lumea e împărțită. Nu, că cu Gigi, că țin, că am stat cu el, că am făcut Andres... Ca să lămurim de la început, eu nu mai am treabă cu Gigi de 2000 de ani. De câți ani nu mai vorbiți cu Gigi? 3-4 ani. Dar de nu ce asta nu mai e vorbiți? Neinteresant, e o problemă privată între mine și v-a el. V-a supărat pe el? Nu. Sau el s-a supărat pe mine? S-a supărat el pe mine, eu știu, nu știu. Nu contează asta. Nu mă interesează, nu discutăm despre Gigi. Discutăm despre faptul că trebuie să-i dai Cezarului ceea Cezar. Eu am fost acolo la ședința, toată lumea vorbește despre acea faimoasă ședință. Când s-a făcut preluare. Eu am semnat ca membru fondator. Dar de ce ați ajuns procesul acolo? Păi dacă erați prieten cu Gigi? Eram cu Gigi zi de zi. Uh-huh. Și cu Pizzi și Și a semnat, sunteți unul dintre semnatari. Și a semnat semnatari. Că uite, Mustața are dreptate. A obținut hotărârea executorii de la tribunal să scoată aceste acte. Scoțând aceste acte să vede cine a semnat, cine n-a semnat, ce s-a întâmplat, cum s-a făcut transferul. Iar CSA Steaua sau Ministerul, nu știu, că s-au dus cu executor, am înțeles, și i-au spus că e secret de stat. Păi ce băia vândut lui Gigi mitralieră, tank? Ce i-au vândut? I-au vândut o asociație sportivă. Nu? Care era patronată la vă pare rău că ați semnat? Nu, dar chestia asta mă obligă într-un fel, pentru că să spun ceva. Uite, și îmi cer scuze că monopolizez. Nu e problemă. Chiar, pentru că să spun un lucru. Mă, eu nu vorbesc cu Gigi, n-am treabă. Pentru că el, într-un fel, prin atitudinea lui, și nu-l judec. Și-a îndepărtat mulți. Vrea. Da. E treaba lui. El știe pe banii lui, omul face ce vrea. Dar vreau să vă spun un lucru. El e continuator. Eu am fost acolo. Toată lumea a semnat. Mulți vorbesc fără să știe. A, acum vă spun un lucru. Unul la o altă emisiune de sport, poți dau numele? Nu. Da, mă rog, nu contează. A, așa Vivi Răchită spune. Uite, domnule, am primit niște informații că chiar și cu Nea Viorel s-a certat de ședința aia și nu știu. Știe el ceva, dar nu știe bine. Care-i nu povestea? Cu Nea Viorel s-a certat, Gigi, că Nea Viorel a făcut lobby. El a fost intermediar. Și el a făcut toată tranzacția. Și am să vă spun după aceea părerea mea de ce. Ci cu George Păunescu, care era în sală, și care ne-a George a spus, oameni buni, aici stă secretul. De-aia ar fi bine să scoate actele alea. Nu se poate face această tranzacție din cauza că era un viciu procedural economic. Asta cine a zis? George Păunescu? Da. Și s-a certat și a explicat omul de ce cum și în ce fel. Și Gigi, aia, bă, crezând că e împotriva lui, Gigi băgase deja foarte mulți bani. Și nu-i convenea. Și orice atitudine împotrivă, mai ales că toată marea masă fusese... Dar cei pregătită din armată ce au zis în momentul în care George Păunescu a spus lucrurile astea? Au și la un moment dat au făcut un pas înapoi. Că, să nu crezi că cineva vei chiar așa cu inima deschisă că vine Gigi și aveau nevoie echipa de banii lui. Asta avea, nu te, dar nu ei ca indivizi general, nu, clubul, sau general. Nea Viorel, sau clubul ca să poată funcționa. El deja plutase cu 5.700.000. Și acum să mai spun o povestioară, care Gigi, dacă, cum zice el, el nebunește, bărbați de stat, bărbați, toți suntem bărbați, ia să-l văd dacă e bărbat. Ia să vedem. Dacă îl întrebi, zice că numai el, la el s-a inventat mersul pe jos și apă caldă. I-a spus la un moment dat în holul lui Lida, hotelul Lido. Bă, Gigi, dăduse bani, mulți deja, nu știu dacă la extensia de 5, nu știu cât. Da. Mă, ce faci tu, cu cine te pui? Păi ce ai dat banii ăștia? Păi tu cu Nea Viorel și cu Nea George, adică... Doi oameni care asta fac, inginerii financiare, chestii de genul, tu cu ăștia, ce vrei? Cum îți aperi banii?
Hai mă, lasă-mă că nu, că răspunde Pițicu. Ce răspunde Pițicu? Are să-ți dea banii înapoi? Dacă se întâmplă ceva, nu. Și am sădit un sentiment de neîncredere și el, băiat deștept fiind, că de aici încolo operator, poate nu mai recunoaște, poate a uitat, poate nu mă interesează, nu vreau niciun merit, de-aia nu mai pot eu. Dar important e că el a făcut ceva în sensul ăsta ulterior, că e băiat deștept, nu trebuie să-i zic de 10 ori. S-a speriat, s-a dus la avocat și a întrebat cum pot să-mi protejez banii care deja i-a dăduse, pe care iarăși Răchită spune că nu existau acte. Ba da. Existau. El a dat banii deja, că trebuia să-și recupereze. Fii atent. Și la un moment dat, dăduse deja bani, nu mai aveau, și a luat foc, a întrebat avocații, s-a dus să amărâi la ei. Și le-a spus, dați-mi ceva, o hârtie, ceva, o garanție de bani ăștia. Că eu rămân în aer, se întâmplă ceva. Și au făcut acte de dare în plată pe câțiva jucători pe care el l-a ales, cei mai buni, ca în situația în care nu se transferă, nu ia el echipa și nu știu ce. El dăduse niște bani care deja se cheltuiau în cadrul clubului. Erau cheltuit sau nu, el la nevioră știa treaba lui, ce a făcut să Spiții. E, și avea 6 milioane deja dați. I-au dat acte de dare în plată, adică legitimarea jucătorului, drepturile de federative și ca toate cele. Ca să poată să-i vândă, da. Ca să poată, dacă se întâmplă, eu iau, mi-i vând, mi-i transfer și mi-am apărat bani. Deci el era deja băgat în club cu cei, acei jucători luați, cu banii dați. Deci până la momentul ședinței el băgase în club 6 milioane de euro. Așa zice el, 5-700, eu n-am stat să văd actele contabile. Dar așa spunea la vremea respectivă. Da. Revenim asupra plus, acestei... Plus, nu uita și vom ajunge, deci la acei 4%. A lui... 500 de mii. Zice Gigi, nu eu. Nu. Da. Gigi spune că a dat 400 de mii, pe 4% 500 de mii. Revenim la discuție până atunci. Păi ce ai dat, scuze-mă o secundă. Da. Păi ce ai dat când ți-a înființat pentru cei 4% a dat Pinții 400 de mii? Sau 5 sau 3 sau 2? Cred că a dat Gigi în locul. Și uite, ți-i dau înapoi acum când renunți și mă lași pe mine majoritar. Eu ți-i dau. Păi ce i-a dat? I-a dat 500 de mii moca. Și tu ajungi acum să fii cel mai mare contestatar? Bă, n-au pic de rușine, mă. Trebuie să punem discuția de la ce se întâmplă în toată Liga a doua. Bravo, că acolo numai sunt câte 8 echipe care nu promovează. 8 echipe care nu au drept de printre promovare. Care și stau. Da? Printre care și CSEA-ul. Și atunci putem vedea că este, după părerea mea, o competiție aproape viciată complet. Pentru că dacă stăm să ne gândim că în play-off corect vor accede 2, 3, 4... Un nonsens, nu viciat. Deja s-a terminat să nu mai joace nimeni. Da, fotbalul occidental, dacă o echipă nu îndeplinește niște criterii financiare, nu intră nu în campionat. Vine următoare. Corect. Eu stau să mă gândesc, dacă vor fi 6 echipe, da, în play-off, 4 n-au drept. 2 vor promova direct. Le aduc pe alea ultimele care ca păi nu le aduc, nu trebuie să joace alea, așa e regulamentul. Cum să nu joace? Le aduc. Joacă. Păi și anul trecut n-a fost tot la fel. Deci 2 promovează și spune, cele din... E simplu. Eu aș face la, cu CSEA Steaua. Da? O să se supere aia 115, 200... 13.689, domnul. Rapidiști, stai o secundă. Că au fost și rapidiști. Aia 412, 115 care iau ei acolo, poate să supere. Da. Nu mă interesează. Să mă facă toate felurile. Berbecali, Merbecali, ce zic ei acolo. Nu, nu mai prietenul lui Gigi Becali. Da, nu, de-aia nu mai pot eu. Deci vreau, fac și eu ca el. Exact așa e. Cum e posibil... O să ajungă exact ca cel de la Chiajna, care a închiriat terenul pe nu știu cât, ca să facă un avantaj comunității. Omul n-a făcut primarul de la Chiajna, mă referiți. A închiriat stadionul și toată baza pe 15 lei, 12, nu știu, o sumă modică, infimă, dar la el putere, ne trecând pe Consiliu, aici a fost greșeala lui. Să cheme consilier și să spună, hai să votăm. Sunteți de acord? Că ea putea să spună. Avem alte priorități, să punem borduri. Borduri, să tragem canalizare, lasă echipa. Și el a făcut multe chestii de genul ăsta bune. Pentru echipă, da? A alocat fonduri și le-a făcut facilități și acum a judecat pentru abuz de serviciu. Spune și mie această echipă de 7-8 ani înființată, ce produce altceva decât pagubă? Pentru că aia n-are voie, nu? N-are voie să promoveze. Are voie să câștige Cupa României. Are voie să joace pe curte la Cedra Steaua. La Cupa României are voie să o câștige. Ok, la... Bun. Băi, hai, trebuie. Și cum participă mai departe? În divizia B. Bun, dar acum dacă e, vă întreb eu așa, Schellenberger ce produce? Serviciu. Nu vă supărați. Nu, stai puțin. Nu Steaua nu produce, dar Schellenberger ce produce? Bun, în ce au băgat banii? E o echipă de fotbal. Apărării naționale, într-o echipă de fotbal. Da. Care a ajuns până acolo și de-a țin, gata. Da. Nu mai, adică e înapoi... Da. Păi să mai retrugați ca de la cap să-și facă... A băgat bani și la echipa de basket care a ajuns în Liga 2. Pentru prima oară în istorie. Păi asta spun, de ce nu bagă la... L-a pierdut pe David Popovici, bravo, cel mai bun sportiv. De ce nu bagă la elita lor în celelalte secții și bagă în această groapă fără fund? Pentru că ei juridic nu pot promova. Domnul Angel, dar să știți că au băgat bani și au câștigat Cupa Campionilor în 1986. Păi era altceva, prăvea lui... Păi tot bani erau și ei.
Da, domnule, dar era Ceaușescu, era sport de masă, erau echipe de fotbal peste tot, era Luceafăr, erau toate cele. Și vă mai spun că toată lumea nu înțelege de ce. Păi nu pleca nimeni din țară. Și veneau generații peste generații, peste generații, peste generații. Păi te duceai la Bacău, te duceai la Iași, niște centre extraordinare de putere, și peste tot, Constanța, Jiu. Unde te duceai? Centre de copii, echipa mare, și cau trei. Din toată țara, lua Steaua și Dinamo, pe capete. An de an de an și schimba. Și ăștia nu plecau nicăieri, acum pleacă. Domnul Angel, dar de ce Ministerul de Interne, Ministerul de Interne poate să-și facă echipa de fotbal, care joacă prin Liga 3-a? Da. Da. Păi și a promovat undeva? Păi nu, dar de ce să bage bani și aia de la Steaua să nu bage bani, Ministerul Apărării sau Ministerul Transporturilor să nu bage bani? Pentru că fiecare minister bagă bani și nu întreabă nimeni ce se întâmplă. Păi să zică, bă, dar Proste și Dinamo, că poate să ajungă situația Stelei dacă se enervează Badea prea tare. Iar fac două și fac 22 din la. Păi nu sunt trei? Păi cu atât mai mult, dar le ia și drepturile astea la ăștia din divizia. Dacă, și așa, el i-a întârziat cu, de câte am auzit, cu stadionul, nu? Stadionul și cu tot și cu tot. Terminați, nu, dar are sens să bagi bani dacă nu poți să promovezi? Despre Talpan ce părere aveți? Dom'le, mă distrează că spui Talpan. Păi a câștigat un proces, s-a bătut. Da, domnule, o fi și jurist bun, o fi pe meserie foarte bun. El a exploatat acel lucru de care povestea George atunci, l-a găsit. Dar tu s-ai pus, sau voi v-ați spus vreodată întrebarea de unde pleacă toate nebunile astea? Cum după atâția ani, când Steaua a mers Brici, a luat-o Gigi, nu era problemă, jucau peste tot, nu? Cu piții antrenori, cu toți cei care erau pe acolo, atâta timp a mers și brusc deodată apare acest cuie al lui Pepele Leclu. L-a găsit Talpan. Contează de ce a apărut, acum păi trebuie văzut. Cineva l-a pus, cineva i-a spus, du-te caut acolo, vezi că ăsta a fost greșeală atunci, te-a găsit de asta, faci asta. Deci, la român ca la nimeni, mă, să stricăm ceva. Și au făcut două echipe. Ce fac cu ele? Atât de abil e domnul Talpan. Și atât de bine a câștigat acele procese, încât ei nu mai poate să promoveze în viața lor. Nu se știe, domnul. Păi cum se știe? Păi, se pot face spune diverse... că se face un ONG. Cum se asta e o variantă, dar sunt modificarea legii sportului. Sunt multe lucruri. Cine modifică legea sportului? Ia spune-mi tu mie. Păi trebuie să dea hotărâre de guvern. Așa, și să procedeze din nou cum au procedat la și ce, vă e frică că nu se poate da o hotărâre de guvern în România? Eu nu cred că se dă. Eu cred că se poate da orice hotărâre. În timpurile astea, tulburi în lume și da. Eu nu cred că cineva își asumă. Marius Avram, spune-mi plecarea lui Dan Șucu în minutul 83, se grăbea acasă că era aglomerat sau l-a deranjat jocul echipei? Ce părere? E posibil să fie ambele variante, să fie deranjat și jocul, pentru că într-adevăr avea așteptări, zici, doamne, jucăm cu echipă de Liga 2, locul 11. Corect, așa este, da, diferența de valoare. Noi care vrem să luăm titlu, cum am analizat, exact. Da? Ar trebui să-i călcăm în picioare și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și evident sau că a fost supărat. Hai, până să-i călcăm. Dar sunt de acord cu cei care spuneau că dacă ăsta e motivul, atenție, dacă supărarea e motivul și a ales să plece, poate nu e un mesaj chiar foarte bun pentru jucători. Și cred că nu ăsta e motivul, pentru că până acum Dan Șucu cel puțin a dat dovadă de un management profesionist, de un patronat. A preluat un model de business. A preluat un model de business pe care încearcă să-l aplice la Rapid foarte, să zicem, un pic diferit față de ce vedem noi la alte cluburi. Și atunci ăsta n-ar fi un mesaj chiar ok, știi? Și dăm voie să spun și eu, am observație și despre Talpan. Despre domnul Talpan. Este un caz unic în fotbalul mondial de care eu n-am mai auzit până acum și te rog să ne raportăm, să zicem, orice altă echipă din Liga 1 vrei tu, în care să iasă juristul echipei permanent și să critice antrenorul și jucătorii. Eu n-am mai întâlnit asta în fotbalul mondial. De obicei, președintele clubului e cel care iese și transmite mesaje. Da? Patronul, să spunem, deși în fotbalul profesionist în Occident, este președintele clubului care este portavocea clubului. Da. E, aici este o situație atipică în care președintele clubului, dacă îl vede dacă cei care nu se suporte CSA, dacă îl văd pe stradă, nici nu-l cunosc. În schimb, doar dacă juristul clubului este vedeta clubului, este juristul, nu președintelui. E un pic atipic. Și un pic ciudat. Și jurist, și antrenor, și președinte, și domnul general Angel. Vrea să... Nu știu dacă e bine sau nu, dar e ciudat, atâta tot spun. Domnul Angel, cum vi se pare intrarea asta domnului Șucu în fotbal? E de bine, e de rău? E benefică. De ce? De departe e benefic, părerea mea. Da. Pentru că e un om de calitate, e un om cu o ținută deosebită, ceea ce nu găsești în... L-ați cunoscut? Jungla aceasta, da. Jucam tenis pe la BTT pe vremuri împreună. Și vă bătea? Foarte, da.
e foarte, hai să râzi, bă, bătea, pentru că e tenace, da, strict, riguros, că vrea să facă ceva, face cum trebuie. Orice ar fi, mersul pe jos, că-l sări tot de pe bordură, face de 100 de ori până în vață. Dar l-ați cunoscut și până să dezvolte... Până, nu, era, cum, era, aveam o expertul de mult. Da? Nu, e un om de mare ținută și de calitate și foarte ambițios. Dar e nevoie... Da, a plecat părerea mea, acum spune că le-a transmis că nu e cel mai bun mesaj vis-a-vis de cum se comportase până acum. Dar gândește că e un om care are niște trăiri foarte intense, foarte ofticos, să zicem așa, el ca om, vrea tot timpul să câștige, să performeze, s-a jucat foarte prost. Ce ai fi vrut să bucure? Să stai după mine să-i ferice? Lasă băieți că nu-i nimică. Când i-au spus clar, că, scuze, da, că, n-au spus clar rapidul că primul gol e cupa. Așa au pățit și anul trecut, dacă ți-i au pierdut pe la Timișoara. Și atunci omul vrea să bucure? Păi mă, v-am dat de toate, v-am gândit la toate, v-am... Dacă, dacă erați rapidist, eu știu că sunteți dinamovist, dar nu dacă erați rapidist... Da, mă rog, zic. Dar ce sunteți? Să FCSBist. A, acum, dar în trecut ați fost dinamovist. Da. Dacă erați rapidist, vă plăcea cu Copos sau cu Șocu? A, nu se compară și cu Copos. Păi de ce nu se compară? Nu se compară ca ținută, ca moralitate, ca om, ca tot ce vrei. Păi ce are Copos? Nu. Nu, hai să nu, că n-am, ce am eu. Păi nu, dar dați-ne așa câteva chestii, nu trebuie să ne dați amănunte. Nu, domnul Copos. De ce e diferența între ei? Sunt oameni de afaceri. Da, da, nu contează, depinde cum se conduce afaceri, depinde ce să... Domnul Copos, să zicem, poate, da, că avea acea calitate că poate mai mulți bani băga. Poate, chiar și la timpul ăla. Bine, dar era sub influența lui Mircea, care lua și îl bimba pe curte și dă drumul. Și făcea bine tot. Când voia el și îl ținea ales, să-l mai trăgea, mai nu știu ce. Nu cred că făcea baza de la rapid dacă nu era Mircea Lucescu. Ăsta sigur, țineți minte ce vă spun eu, vă face treabă mare la rapid. Ce înseamnă treabă mare, domnule? Adică în sensul că an de an rapid va performa pentru cele trei locuri. Principul 1, fața 2, lui Gigi Becali. Față, spate, nu știu. Depinde cât investesc fiecare, cât de bine sunt inspirați de... Domnul Șucu nu face încă schimbări, poate l-apucă și pe el mai încolo. Poate nu. Nu știu. Să ne rugăm că nu. Dar nu face deocamdată.